după care două acest cântec. Este un cântec probabil trist, dar noi îl cântăm pentru că chestia țării românești, a românilor, nu este neapărat al cuiva. Cântăm și noi, adică cântă Duhul, cântăm și noi. Este un cântec fain. Vreau să ne continuăm bucățica asta de recital până ne dă Domnul Danion afară din scenă. Nu-l am vrut să fiu spiritual și cred că ai și rău. Mai aveți în cazul ăsta pot să cânt ceva trei de fix, să știți. Pasarea care vă strigă este un cântec care mi-l dat mie și la dumneavoastră, cred că o să vă fie drag. Mă uitam așa în sală și vreau să vă spun un secret, văd foarte rău, foarte portocheat, nu știu, plus 3 sau nu mai știu, pentru distanță și pentru apropiere, iar ceva oprește. Dar am văzut sala și eu consider, noi, Sorin și cu mine, considerăm că dumneavoastră sunteți prietenii noștri. Am crezut că vreau să ne dea jos, domnul Daniel, pentru
Da? Să știți că dacă ne dați jos, ne cântăm și jos acolo.